după ce am făcut masajul sau înainte de masaj, cum dorim, sau n-am făcut masajul, sigur vom face toaleta bontului ombilical, care încă nu este mumifiat, cordonul nu este căzut, nu trebuie să facem decât atingeri în jurul bontului ombilical cu alcool. Nu cu alte unguente, nu cu alte pudre, pentru că nu este cazul. Dacă, în schimb, există un eritem, adică o roșeață sau este ușor inflamat în jurul ombilicului, ne adresăm medicului de familie sau medicului pediatru și îl întrebăm dacă este nevoie să utilizăm și altceva. Foarte mulți susțin că nici această îngrijire cu alcool nu este recomandat, adică practic s-a făcut baie, l-ai dezinfectat oarecum ombilicul în timpul băii, pe tegumente și pentru eritemul de scutec se folosesc creme și este bine să se folosească creme din produse biologice, adică nu creme care conțin paraben, nu creme care conțin parfumuri, creme pe bază de plante, pe bază de tărâțe, care nu irită tegumentul copilului, pe care le folosim și în momentul când schimbăm pampersul, pentru că noi vom schimba acest scutec de unică folosință la 3 ore, cam așa trebuie schimbat, la 3 sau mai sunt mămici care schimbă la 6 ore, dar deja este prea mult și urina copilului și scaunul copilului sunt acide și pot să producă leziuni și eritem fesier și eritem inghinal sau vulvar sau altceva. Deci este bine să facem acest schimb pe la 3 ore folosind aceeași cremă pentru iritația de scutec. Se pune Pampers-ul, deci acel scutec de unică folosință, care până la căderea ombilicului trebuie ombilicul să fie în afara Pampers-ului, deci să fie sub Pampers-ul, să fie sub ombilic, tocmai pentru a nu întreține umezeala și a favoriza infecția la nivelul plăgii ombilicale. Ombilicul cade în jur de 7 zile, rămâne o cicatrice de obicei fără niciun fel de probleme. Uneori mai există niște probleme, cum este granulomul ombilical, care se rezolvă prin mici atingeri cu nitrat de argint de către colegii noștri chirurgi.